Salut, astăzi m-am gândit să vă arăt două pizza de la Grande din Cluj. În total a fost 65,96. E vorba de pizza white și pizza prosciutto cotto. La pizza prosciutto cotto am adăugat topping de porumb și mozzarella. Celor mici le place foarte mult prosciutto cotto, fiindcă e o pizza simplă. Are doar șuncă, brânză, sos de roșii și i-am mai adăugat extra mozzarella, fiindcă mi se pare că vine cu mozzarella cam puțină și porumb. Așa cu mozzarella în plus, mi se pare că e mult mai bună decât simplă. Deci ce are ea? Are aluat, mozzarella, șuncă coaptă, deci nu prosciutto crudo, prosciutto cotto. Crudo e șuncă din aia negătită pe care o adaugă ei la pizza după ce o scot din cuptor de obicei. Asta o pun pe pizza înainte să o bage în cuptor. Cam asta e diferența. Să vedem cum e. Super bună. Crusta un pic cam moale, era fain să fie un pic mai tare, dar faptul că e așa de multă mozzarella, e foarte fain. Bun, și să vedem pe a doua, asta e pentru copii mai mult. A doua e pizza white, pizza mea preferată de la Grande, de aici din Cluj. Și asta fiindcă e o pizza deosebită, adică are un sos alb de usturoi, are bucăți de piept de pui, are șuncă, ciuperci și cred că are și un pic de parmezan după miros. Sper să nu greșesc, dacă greșesc asta este, mai și greșim. Hai să vă arăt cum e. Și asta e destul de moale. Dar uitați ce faină e. Hop, șunca asta, ce să facem cu ea? O băgăm pe sub nas. Așa arată. Și la asta crusta e destul de moale. Și sosul ăla de usturoi o face să aibă gust parcă nu de pizza, ci parcă un fel de friptură. De-aia e foarte faină dacă aveți invitați sau luați mai multe feluri de pizza, luați și o pizza white. Când se satură lumea de diavola sau altele cu salam și șuncă, bagă una de asta cu usturoi și le revine pofta înapoi. Am zis că hai să vă mai arăt o felie ce încărcată e. Și ce bună e. Nu știu cum o să vă arăt ce bună e, vă arăt numai ce încărcată e. Micușorul vrea și el o felie. Îți place la o pizza asta? Da, încă nu am luat. Dar n-ai mai gustat din ea. Mie îmi place și pizza white? Da. N-am smuncat, dar e bună. Îmi place să o îndoi așa și să o mănânc ca pe un fel de sandwich. Hai să trecem la note totuși. Pizza white la... e un pic mai bună. Pizza white e un pic mai bună? Mm-hmm. Da. Deci la pizza prosciutto cotto, mai simplă, își face treaba bine, dar nu-i wow să zici că rămâi impresionat. Deci la asta îi dăm un 7 din 10. E ok. Și la pizza white îi dăm un 9 din 10, aș zice. Chiar așa e de bună. Cred că își merită nota. Cine are 10 din 10? Cine are 10 din 10? Nu știu. Friptură Wagyu de vită. Poate facem o dată. Mm-hmm.
Încheiem aici review. Deci, 7 din 10 și 9 din 10. Poftă mare!